Vreau să mă asculți. Gândește înainte să iei o decizie greșită. Vezi tu, cândva cunoșteam o fată perfectă, cum se spune. Vesele și zâmbitoare până când răul a început să mișure. Într-o zi prietenii a invitat-o să meargă cu ei la o petrecere mare cu băutură, dar plină de derbedei. Vezi tu, ea i-a refuzat pe motiv că trebuie să înveți. Dar prietenii erau ceva de genul, hai să ne distrăm, prietenii vor preți. Este sâmbătă seara, hai să mergem cu toții, ai ce vrei de băut. O să fie totul bine, vom avea ne grijă de tine. Ok, a răspuns, dar după scurt timp deja bea alcool cu paiu. Întâlnește un băiat care îi tot făcea cu ochii, care vrea să ajungă între picioare, dar cu siguranță nu gândește. Și în curând începe să o salute, o duc mai departe, dar cu ferire nu găsește. Ea îi spune, nu oprește-te, nu pot. Dar îi răspunde, stai liniștită, este totul sub control. Peste câteva săptămâni, în fiecare zi, ea se simțea terminată. Până când doctorul i-a spus că e însărcinată și ea a spus, simt cum te miști, îngerașul meu micuț. Nu te gândi la mine că momentan nu sunt bine. Dar mami, o să fie aici, mereu pentru tine. Te simt că ești în viață, al meu puiuț. Promit să te protejez, nimic nu e mai important. Chiar dacă tati nu te vrea, se simte iritat. Ar trebui să știi, n-o să te las. Îi spun mereu, vezi tu copilașul ăsta-l voi iubi, chiar de îmi va fi greu. Pentru vreme a cam tot stat pe gânduri. Se simte nevoastră, merită, a trebuit să opresc totul. Era totul perfect, acum nu mai sunt bună de nimic. Sunt doar supărat, dar se merită să iau viața cuiva. Cum o să explic? Îi spune mame, sunt distrusă, sunt doar o adolescentă însărcinată. Mama îi spune, cum de nu te-ai gândit vreodată să vă protejați? Trebuia să te gândești că totul putea fi mult mai rău, puteai fi ruinată. Lacrime continuă să cadă, ce mai poate spune? Dar mama ei o ia în brațe și îi spune că totul va fi bine. Dar trebuie să iau o decizie curând. Trebuie să devii mamă la vârsta asta, la vârsta asta. Sau ajungem la incizie și cu asta basta. Ea îi spune, nu o să-ți lăs să crezi, copilul ăsta-l voi păstra. Dar promite că pentru moment va rămâne un secret asta. Mama ei se apleacă cu pupă pe frunt, iar după ea se uită în jos pe butica ei și spune, simt cum te miști, îngerașul meu micuț. Nu te gândi la mine că momentan nu sunt bine. Dar mami, o să fie aici, mereu pentru tine. Te simt că ești în viață, al meu puiuț. Promit să te protejez, nimic nu e mai important. Chiar dacă tati nu te vrea, se simte iritat. Ar trebui să știi, n-o să te las. Îi spun mereu, vezi tu copilașul ăsta-l voi iubi, chiar de îmi va fi greu. Peste 8 luni cineva bate la ușă. E tatăl copilului, arată nesigur. A fost chemat recent de ea la tribunal, că a refuzat să plătească pensia alimentară. Ce penal, apoi îi spune ei, trebuia să avotezi copilul ăsta. Vezi tu, el are un prieten care a spus, ea e fosta. Dacă o să fie tată, s-a terminat între ei. Dar vezi că am târziu, sunt doar 2 săptămâni până la naștere. I-a spus că urește copilul și o împinge peste masă. Păcat, se uită la ea și spune, o, acum chiar mai provocat. O lovește în stomac, îi începe să-i curgă sânge. Sentimentul e grețos, îi dau lacrimi și plânge. El țipă la ea nervos, a devenit sălbatic. Sângele-i tot curge, ca la un avort. O prinde de păr, ea e fără apărare și îi spune, papa micuțule, și-o lovește și mai tare. Simt cum te miști, îngerașul meu micuț. Nu te gândi la mine că momentan nu sunt bine. Dar mami, o să fie aici, mereu pentru tine. Te simt că ești în viață, al meu puiuț. Promit să te protejez, nimic nu e mai important. Chiar dacă tati nu te vrea, se simte iritat. Ar trebui să știi, n-o să te las. Îi spun mereu, vezi tu copilașul ăsta-l voi iubi, chiar de îmi va fi greu. Simt că ești în viață.